Așa cum am mai anunțat, am avut loc licitația Primăria Municipiului Suceava pentru costume medievale în valoare de 119.758 lei RON. Din păcate, nu s-a prezentat nimeni la această licitație. Sigur că licitația este una puțin mai sensibilă, mai pretențioasă. Deci, cerințele de bază ale licitației sunt de a realiza 10 corturi și 20 de seturi de costume medievale. Respectiv, un set de voievodă al Moldovei, 2 costume, set de boier moldovean, 8 costume, speculesc. Set domniță, 6 costume, set oștean moldovean, 10 costume, set slujitor moldovean, 8 costume, gâde, 2 costume, set orășan, 5 costume, set oștean otomani, 11 costume, spahii, otomani, 5 costume și așa mai departe. Set oștean tătar, nu știu câte, 4 costume, boier moldovean, 4 costume, ajungem la nobil. Nobil polon, 2 costume, nobil ungur, 2 costume, nobil venețian, 2 costume, nobil german, 2 costume, medic italian, 2 costume, cărturarul Moldova, secolul 15, 2 costume, set copil de boier, 6 costume și cam atât. Încercați să fim optimiști că, eu știu, vor veni firme specializate care lucrează pentru teatre, pentru acest gen de recuzită, să vină la licitație. Deci vom lua licitația în perioada următoare.